Constantinița a dat asigurări că episodul de joi când peste 1000 de angajați ai CEO au ieșit în stradă nu se va mai repeta. Din punctul său de vedere, singura soluție de rezolvare a conflictului este dialogul, de aceea a propus formarea unei comisii de negociere. Termenul limită impus de Niță este până luni, atunci când reprezentanții administrației și cei ai sindicatelor sunt așteptați la București cu un răspuns final vis-a-vis de încălcarea contractului colectiv de muncă față de măsurile luate. Există un contract colectiv de muncă care va fi analizat dacă s-a respectat sau nu. De aceea am făcut această comisie, să vedem dacă contractul colectiv de muncă s-a respectat sau nu de ambele părți. Și după aceea vom vedea care este soluția. Ce se va întâmpla dacă această comisie va ajunge la concluzia că măsurile luate de administrație nu au fost corecte? Dacă nu se înțeleg. Dacă nu se înțeleg, ne mai întâlnim până ne înțelegem. În ceea ce-l privește, Laurențiu Ciurel a declarat că programul de lucru al angajaților CEO rămâne stabilit, căutând însă o formă în care oamenii să nu piardă la salariu. Programul de lucru acesta rămâne, vom vedea cum vom putea să readucem în buzunarele salariaților banii pe care îi pierd acum. Chiar dacă niciuna dintre nemulțumirile care au stat la baza protestelor de săptămâna trecută nu s-a rezolvat, Marin Condescu se declară mulțumit de întâlnirea cu ministrul. Acesta s-a arătat chiar dispus să accepte că administrația complexului are dreptate, dacă așa va stabili comisia de negociere din cadrul CEO. Nici el, nici Laurențiu Ciurel nu fac parte din comisia de negociere. Concluzia este favorabilă. Păi sindicatul dar nu s-a rezolvat nimic, domnul Condescu. Nu s-a rezolvat absolut. Salariile, dar dumneavoastră spuneți că sunteți mulțumit. Nu. Se va lua acea decizie care va fi în urma rezultatului negocierilor dintre cele două, din comisie. Dar dacă măsurile luate de administrație rămân în continuare? Atunci nu se mai forma comisie. Păi bun, și dacă rămân? Dacă sunt cele corecte, din toate punctele de vedere, înseamnă că noi nu avem niciun argument să demonstrăm contrariu. Trebuie doar să plecăm vins. Nu plecăm cap. Ce sperați să se întâmple după ce analizăm? Că soluțiile noastre vor fi cele care vor fi aprobate. Nu toți colegii sindicaliști sunt mulțumiți de rezultatul negocierilor. Mulțumit de discuții, domnul Mitrescu. Nu prea. De ce? Ministrul Niță a ajuns în județul Gorj încă de ieri seară. În tot acest timp a participat la mai multe întâlniri cu factorii de decizie din județul Gorj în vederea soluționării conflictului din complexul energetic Oltenia.